Un grup de experți va analiza cadrul normativ privind modalitatea de reglementare a prețurilor la carburanți. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi în ședința de guvern, după ce, la o lună de la ultima scumpire, operatorii au majorat din nou prețurile. În cadrul ședinței, președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, a menționat că majorările sunt în concordanță cu realitățile pieței internaționale, acestea fiind cauzate de majorarea prețului de import și majorarea accizelor începând cu 1 ianuarie 2021. Totodată, reprezentantul la NRE a anunțat că în prezent instituția efectuează investigații care vizează unii operatori petrolieri. Amintim că în data de 16 ianuarie, unele stații PECO au afișat prețuri mai mari la motorină, benzină și gaz lichefiat.